Suntem gata? Mai putem să mai zăbovim 2-3 minute dacă mai sunt elemente de pregătit? Bun. Pentru că avem stabilite elementele de priorități și de asemenea aprobat agenda ședinței de guvern de astăzi, înainte de a trece la dezbaterea și aprobarea hotărârilor de guvern, aș ruga să avem o scurtă informare asupra situației de combatere a pandemiei și am să-l rog pe domnul secretar de stat Arafat să ne facă informarea. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Deci, la acest moment se observă un trend ușor descrescător, dar asta nu trebuie, bineînțeles, să fie un mesaj de liniștire și trebuie să fie un mesaj de precauție, în sensul în care să menținem acest trend, cel puțin în următoarea perioadă. În ultimele zile, împreună cu domnul ministru Tătaru, am avut deja discuții cu două regiuni, zona București-Ilfov și întreaga zona de sud. Am avut discuții ieri cu toate spitalele care sunt de urgență, spitale COVID, medicii șef secții ATI, medicii șef secții UPU, managerii spitalelor, directorii DSP-urilor și s-a discutat mai mult despre modul de gestionare a cazurilor și mai ales creșterea în continuare a capacității de terapie intensivă acolo unde este personal și este posibil. De altfel, în ultimele 48 de ore am distribuit 49 de ventilatoare suplimentare la cererea spitalelor care au avut capacitate să crească numărul paturilor de terapie intensivă, ventilatoarele ajungând acolo de la stocul strategic care îl avem. Totodată vreau să vă spun că deja primele teste rapide pe bază de antigen au sosit în țara. Astăzi începem distribuirea primelor 300.000 de teste care vor fi în prima fază date unităților de primire urgență, camerelor de gardă, deci de primă linie. De săptămâna viitoare, restul de 3 milioane o să înceapă să ajungă în tranșe și urmează să distribuim la serviciile de ambulanță și acolo unde ne indică colegii de la Ministerul Sănătății. Avem o estimă de timp când se finalizează primirea celor 3 milioane de teste? În cursul acestui an, deci cel care a contractat a promis că le aduce înaintea termenului. Termenul era de aproximativ, dacă nu greșesc, de o lună, dar a promis că le aduce mai repede. Așa că cele 3 milioane de teste sperăm că le primim în cea mai mare parte în cursul acestei luni. Deci până la finele, da, până la finele mare parte, da. Este foarte bine. Și este toată schema de distribuție finalizată, astfel încât să avem și distribuția organizată să poată să ajungă până la ultima destinație? Exact. Deci este făcută schema și folosim structura IGSU-ului cu logistica lor. Ei fac distribuirea pentru noi. Este stabilit acest lucru, avem primul ordin pe cele 300.000 emisii ieri și, cum am zis, începe astăzi și toată logistica este organizată împreună cu colegii de la IGSU. Este foarte bine. Mulțumesc. Ieri, de asemenea, am avut ziua destinată pentru tot ceea ce înseamnă activitatea de pregătire și derulare a campaniei de vaccinare. Domnul ministru Tătaru, dacă puteți să faceți precizări specifice legate de acest subiect, vă rog. Da, după cum știm, pe 21 Agenția Europeană a Medicamentului va da un aviz pentru vaccinul anti-COVID-19. Va veni o primă tranșă simbolică de 10.000 de doze pentru fiecare stat membru din cele 27. Cele 10.000 de doze vor fi distribuite către spitalele de boli infecțioase, cele care au fost în prima linie și vor fi ultimele care vor ieși din această luptă. La fel, la nivelul Comitetului Național pentru Coordonarea Activităților de Vaccinare împotriva COVID-19, se lucrează în aceste momente la etapa de comunicare. Comunicarea care se face la nivel de fiecare grupare populațională, începem cu corpul medical
sunt în acest moment în desfășurare acele conferințe online cu tot ce înseamnă corp medical pentru a avea și suportul lor în această activitate, de pentru a înțelege în cel mai simplu mod ce înseamnă vaccinarea, ce înseamnă efecte secundare, ce înseamnă imunizare și când vom putea vorbi de o imunizare la nivel populațional. În aceste zile s-a și operaționalizat acel depozit central, aici domnul prim-ministru știe mai bine, și depozitele din teritoriu, urmând să fim pregătiți pentru tot ce înseamnă venirea acestor vaccinuri și distribuția lor la nivel regional și apoi la nivelul centrelor de vaccinare. Într-o primă etapă, după cum știți, în luna ianuarie vom primi în jur de 600.000 de doze, iar vaccinarea va fi adresată către corpul medical din unitățile publice și private. De aceea, centrele de testare într-o primă lună de vaccinare într-o primă lună vor fi la nivelul unităților medicale. La nivel de București sunt 32 de astfel de unități medicale care vor fi centre de vaccinare. Vă mulțumesc foarte mult. Ieri, așa cum am precizat, am avut mai multe activități legate de modul de organizare și punerea în aplicare a tot ceea ce înseamnă schemă de organizare și funcționare a campaniei de vaccinare. Aș dori să mă opresc asupra unui aspect care este cât se poate de relevant și pentru care cu toții am căzut de acord că trebuie să ne concentrăm și să găsim soluțiile cele mai fezabile. Este vorba de comunicare, pentru că succesul acestei campanii va depinde într-o foarte mare măsură de modul în care vom comunica și în modul în care, așa cum spunea cineva ieri, vom reuși să ajungem să ducem mesajul la cel care stă în fața porții sau pe o bancă în parc să înțeleagă și să aibă tot ceea ce ține de informațiile necesare să poată să ia această decizie. Vă mulțumesc! Domnul ministru Câțu, cel de-al treilea subiect de pe agenda de astăzi este legat de hotărârile de guvern care vizează alocarea de fonduri pentru pandemie, pentru combaterea pandemiei, pentru campania de vaccinare și nu în ultimul rând pentru asigurarea fondurilor necesare plății salariilor și pensiilor. Vă rog. Mulțumesc, domnule premier. Sunt mai multe hotărâri de guvern pe ordine de zi de astăzi, de mai multe ministere. Le-am centralizat. Acestea se vor face alocările din fondul de rezervă la dispoziția guvernului. Dar cele mai importante pe care trebuie să menționate acum sunt de la Ministerul Sănătății achiziționarea medicamentelor necesare pentru tratamentul bolnavilor cu infecții COVID, precum și pentru acordarea de către România unui ajutor umanitar extern cu titlu gratuit pentru Republica Moldova. Este o hotărâre de guvern tot din cu alimentare din FRB pentru finanțarea cheltuielilor necesare asigurării activității și asistență socială și protecție a copilului. O hotărâre de guvern privind asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistemul centralizat al populației Oradea, Timișoara, București. Și o hotărâre de guvern pentru susținerea activității aeroporturilor regionale cu un trafic situat între 200.000 și 3 milioane de pasageri pe an aflate în subordinea unor județe pentru compensarea pierderilor înregistrate în perioada martie-iunie 2020 ca urmare a pandemiei de COVID-19 și cauzate direct de această pandemie, Cluj, Iași, Sibiu, Dolj și Bacău. Sunt și alte câteva hotărâri de guvern care realocă resursele între ministere, dar acestea sunt importante pentru această perioadă. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul ministru Bode, am înțeles că astăzi urmează să participați la o activitate în care finalizăm un alt tronson de comunicații rutiere. Vă rog dacă puteți să ne prezentați detaliile specifice pentru acest tronson și, desigur, cred că n-ar fi de folos să aflăm și care este bilanțul activităților Ministerului Transporturilor în anul 2020. Mulțumesc, domnule prim-ministru. Stimați colegi, astăzi vom da în trafic sectorul Predeal Cristian din autostrada Ploiești-Brașov.
în lungime de 6,3 km profil de autostradă și 3,7 km profil de drum național cu 4 benzi. Eu cred că prin acest demers dăm un semnal foarte clar că acest obiectiv este prioritar pentru guvernarea liberală și totodată un angajament ferm că după 18 ani de dezbateri publice, acest proiect are susținere și se află pe traiectoria ireversibilă a implementării. Cu acești 10 km de autostradă, domnule prim-ministru, guvernarea liberală încheie anul 2020 cu aproximativ 90 de km de autostradă dați în trafic, într-un an dificil, așa cum știm cu toții, într-un an în care sistemele publice au fost grav afectate de criza sanitară, iar economia și-a frânat creșterea. Sigur, suntem cu toții conștienți că așteptările românilor sunt mult mai mari în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii de transport. Au trecut 30 de ani în care, dacă exista un ritm susținut de construcție a rețelei de autostrăzi, am fi avut un număr de kilometri cel puțin egal cu al vecinilor noștri, al țărilor învecinate. Doresc să fac o singură comparație, dacă îmi permiteți. Am reușit în acest an să finalizăm un număr de kilometri de autostradă aproape egal cu numărul de kilometri de autostradă finalizați în cei 3 ani de guvernare socialistă, vorbind de aproximativ 96 de kilometri. Nu este mulțumitor, dar este un semnal pe care l-am dat în acest an că se poate. Se poate să finalizăm obiective de infrastructură în condiții de criză, se poate să finalizăm proiecte înainte de termen în România, așa cum se întâmplă cu acest obiectiv finalizat înainte de termen sau cum s-a întâmplat cu VEO Bacău sau VEO Rădăuți, că se poate să te bați să obții finanțare europeană pentru proiecte majore, cum s-a întâmplat cu Sibiu-Pitești, respectiv cu VEO Bacău. În încheiere aș face o scurtă referire la anul 2020, așa cum ați solicitat. De departe, anul 2020 a fost cel mai bun an din ultimii 10 ani în ceea ce privește ritmul de contractare la nivelul companiei de drumuri. Vorbim despre contracte încheiate de execuție, autostrăzi, drumuri expres, variante ocolitoare, drumuri naționale, în valoare de aproximativ 2 miliarde de euro, la care adăugăm procedurile de licitație lansate și validate de către ANAP, în valoare de aproximativ 6 miliarde de euro. Ca o comparație, anul 2011 a fost anul în care compania de drumuri a reușit să contracteze lucrări în valoare de aproximativ 1 miliard de euro, un maxim istoric al ultimilor 10 ani. Anul 2020 a însemnat pentru compania de drumuri anul în care, din punct de vedere al contractărilor, al procedurilor de contractare, am atins un maxim istoric al ultimilor 10 ani. Vorbim de 8 miliarde de euro, de 8 ori mai mult cât maximul istoric din 2011. Aceasta este realitatea în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii de transport rutier în România. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, este o dovadă a faptului că dacă se vrea, se poate. Mulțumesc foarte mult presei!